Este o zguduire enormă pentru opinia publică. Am văzut semne de panică chiar legate de aceste două mari privatizări, dacă putem să le numim așa, înstrăinarea Băncii de Economie a Moldovei, care are 1 milion de deponenți, și înstrăinarea aeroportului internațional Chișinău. Eu calific acest lucru cu un singur cuvânt. Jaf, jaf la drumul mare, și ce-i mai grav, că acest jaf se face direct cu complicitatea și contribuția guvernului. Și mă refer aici nu numai la guvernul Leancă. E vorba de toate cele trei guverne pe care le-a avut Republica Moldova cu reprezentanți din partea PLDM-ului. A devenit deja o tradiție ca aceste guverne conduse de PLDM să trateze Republica Moldova ca pe un teritoriu de pradă. Tot ce se poate prăda, prădui, se realizează prin acest guvern. Ori eu nu am altă explicație pentru faptul că guvernul a decis în 29 mai, dacă nu mă înșel, privatizarea, majorarea capitalului social al Băncii de Economii și după aceea vine și renunță la Banca de Economii, la participarea, la mai participat la majorarea capitalului, ceea ce este de neînțeles pentru opinia publică, dar pentru noi nu este de neînțeles, pentru că, de fapt, falimentul a fost pregătit tot de un reprezentant al PLDM-ului, domnul Victor Bodiu. A fost adusă Banca de Economii sub administrarea lui, el fiind președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, a fost adusă în pragul falimentului. Dacă vă amintiți, prețul acțiunilor Băncii de Economii a scăzut vertiginos în perioada de administrare a domnului Bodiu, de la o sumă importantă până la 10-15 lei acțiunea. Deci se creau condiții pentru ca cineva să cumpere aceste acțiuni la un preț rezonabil.